Festivalul internațional George Enescu este în plină desfășurare. Spectatori din țară, dar și din străinătate iau cu asalt sălile de concerte din București. Mulți dintre acești melomani sunt fideli festivalului încă de la prima ediție din 1958. Pe atunci, adolescenți sau studenți, azi oameni ajunși la deplină maturitate cu copii și nepoți se bucură în continuare de muzică. Este și cazul soților Liliana și Peter Illica, stabiliți de mai multă vreme în Statele Unite ale Americii. Dar asta nu-i împiedică să revină acasă la fiecare ediție a festivalului, susținându-l cu toată convingerea pe mai multe planuri. În această seară, Liliana și Petă se află în studioul Jurnalului Cultural. Sărut mâna, bună seara. bună seara! Bună seara! Bine ați revenit în România, bine Mulțumesc. ați revenit acasă și mă bucur foarte tare că sunteți în studioul Jurnalului Cultural. Și V-aș întreba cum e la festival anul ăsta, bineînțeles. Ca întotdeauna, superb, vreau să încep mulțumindu-i Doamne Cristina Lascu, pe care o știu din noastră. colega noastră, colega dumneavoastră, voastră, pentru că ne-a invitat în studio în seara aceasta. O cunoaștem pe dânsa din, de la ediția 2001 a Festivalului UNESCO, când noi ne-am reîntors atunci în țară și am participat, fiind extraordinar de, de surprinși de calitatea, pe care Festivalul Enescu o da melomanilor și spectatorilor cu valoroase formații artiști de renume internațional. Și de atunci am hotărât să continuăm la fiecare doi ani să venim și pe durata întregului festival să fim aici să ne bucurăm de muzica creată care este o terapie pentru noi. Um, să fim uh, parte din festival. Prin fundația noastră, Liliana and Peter Ilica Foundation for the Endowment of the Arts, care înseamnă pentru uh, înlărgirea uh, arii de, de artă, am hotărât să contribuim și să ajutăm um, administrația festivalului. Am oferit premii tinerilor muzicieni care au participat la concursul Enescu. Exact, pentru o mai o relație multe... specială da. cu concursul Pentru mai multe ediții și apoi am progresat și am hotărât să ajutăm administrația festivalului cu sponsorship. Anul acesta am avut plăcerea să fim sponsor pentru un talentat extraordinar de, de Andrei Ioniță Andrei exact. și uh, suntem uh, foarte privilegiați că am putut să uh, fim parte din uh, ediția aceasta festivalului. Dacă suntem sănătoși, Așa. în doi ani, ne întoarcem și vom continua să ajutăm uh, festivalul cu generozitate și cu admirație și cu Okay. multă, multă simpatie pentru eforturile pe care administrația festivalului le face și pentru artiștii care vin aici și ne îmbogățesc viața cu talentul și cu producerea muzicii pe care ne-o dăruiesc. Aș vrea să îl întreb și pe domnul Ilica, apropo de această colaborare cu Andrei Ioniță, el pe 4 septembrie a avut la sala Palatului concert, Sinfonia Concertantă pentru Violoncel și Orchestre de Enescu. M-ar interesa cum s-a născut colaborarea cu Andrei Ioniță. Colaborarea a început prin faptul că la fiecare doi ani noi ne uităm la la lista artiștilor. Și alegem un artist după, după nevoile, după cunoștințele noastre și pe, pe acel artist îl ajutăm prin contribuție la festival. Și spune, uite, aici o sumă de bani, vrem să-l sponsorăm pe domnul Așa. Așa. Adică noi alegem. Alegeți da, artistul pe da, care urmează da, să-l ajutați. Da. Spuneți-mi, în aceste trei săptămâni, timpul mer trece foarte repede la jurnal, Așa în aceste trei săptămâni de festival, ce v-a plăcut cel mai mult fiecăruia dintre dumneavoastră? Este foarte complicat de răspuns, pentru că noi considerăm participarea în festival ca o educație muzicală. Dar ați așteptat deci venim un aici, anumit am așteptat concert, sigur că Un eveniment. Da, dar... Fiecare concert are minunățile ei de prezentare. Deci, Sir Rattle vine cu orchestra din Londra. În momentul acesta, la sala Palatului, este un alt spectacol, alt concert extraordinar. Deci, de fiecare dată când venim în sală, avem o, 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 o ceva descoperire. Minunat. Sigur că, da, și artiștii sunt un calibru extraordinar. Noi nu suntem în lumea melomanilor, lumea muzicienilor. Deci, pentru noi este o revelație venind și, și participând la aceste uh, recitaluri și uh, concerte. Dumneavoastră? Da, pentru Jurkovski. Așa. Pentru, pentru dânsul. Îl apreciez, îmi place cum dirigează, i-am studiat mâinile când dirigează, cum face și pentru dânsul, mai ales, uh, a fost cea mai. Uh, cea mai uh, highlight-o ei. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în seara asta și îmi promiteți că peste 2 ani la Festivalul George oricum, sunteți din nou în studio. Dacă până atunci veniți în România, sunteți invitații noștri la Jurnalul Cultural. Mulțumesc foarte mult! mult. Mulțumesc foarte mult.